situația exactă. A ținut lângă domnia sa un om lipsit în primul rând de cel mai elementar bun simț și lipsit de omenie, de respect față de semenii lor. Iar și să-și îndrepte atenția ca președinte de partid. În altă parte, eu încă nu am capitolul trecut. În redresarea, dacă dorea, a organizației de la Gorj, pe care a aruncat-o, a pulverizat-o, pur și simplu. A destramat-o, pur și simplu. Nu vreau să comentez, dar așa ați făcut și până acum, domnule Cârciumaru, împreună cu Cărinoiu, manipulând. Ieri nu v-a mai ieșit manipularea. Manipularea lui Cărinoiu a fost în fiecare zi. Iar ieri n-a mai ieșit pentru că nu se mai poate. Eu cred că pe liste nu va fi, după părerea mea. București cel mai probabil o să refuze, având în vedere statutul care are Călinoi în momentul de față. Nici Ponta nu va mai fi pe liste. Pentru că poporul ăsta începe să se trezească. Gorjenii încep să înțeleagă că penalii, că oamenii certați cu legea, nu au ce căuta pe listele de la parlamentare. Cum să se ducă corupție și penalii să facă legi, dacă tu încalci în fiecare zi legea? Așa că, principial, nu poți să pui lupul să păzească oile. Cam așa trebuie să înțeleagă gorjenii. Iar manipularea asta grosolană, care au spus noi am făcut, noi am dres. Dragi gorjeni, n-au făcut nimic pentru Gorj. Au distrus economia Gorjului, s-au înfruptat din toate ce a fost mai bun pentru Gorj și au făcut afacerile de lor pentru interesul de grup. Afacerile de clan, mai degrabă. De ăștia clan, au fost un clan. De mafie. Și mafia aici a funcționat mai tare ca aia din Sicilia. Pentru că peste un Călinoiu n-a putut vorbi nimeni. Orice instituție subordonată Consiliului Județean și de Concentrate, cine a îndrăznit să angajeze fără Ion Călinoiu, știți bine că a avut probleme. Aduceți-vă aminte că a vrut să-l schimbe inclusiv pe șeful de la învățământ, pe domnul, cum îi spune? Ișvan. Ișvan. Pentru că nu vrea să avanseze și să pună director de școli pe cine vrea Călinoiu. Aceste lucruri le-a spus Ișvan, dacă doriți, acum câteva săptămâni, personal, mie și cu alți oameni de față. Cred că Ișvan, la ora actuală, nu-ți mai e frică de Călinoiu, că te schimbă. Iar la București, personal, Călinoiu, pentru că Ișvan nu e executat ordinele, s-a ajuns la Ministerul Educației să-l schimbe. Când a ajuns acolo și reprezentații partidului de care eu fac parte, să propunem și noi, nu pentru funcția de inspector șef, ci pentru funcția de inspector adjunct, așa, știți, păi au zis, păi uite, Călinoiu cere schimbarea lui Ișvan. Noi am spus, nu vrem să schimbăm. Acum nu suntem la guvernare, n-are rost să schimbăm oameni care sunt în timpul exercițiului școlar. Adică era înainte de bacaloriat, înainte de și așa mai departe. N-avea nicio relevanță pentru el, actul didactic, bunul desfășurător al examenelor, păi copiii aceia care au nevoie de liniște, deci pentru el nu avea importanță lucrul acesta. Pentru eu, Călinoiu, nu contează. Când a vrut să le execute, între ghilimele, pe unul, l-a executat. Important este, domnul Puiu Diaconescu, noi aici am înțeles de mult lucrul ăsta, cu peste câțiva ani de zile în urmă, să înțeleagă și activul Partidului Social Democrat și oamenii care sunt în jurul acestui personaj politic,
Acest domn în momentul de față este un naufragiat politic. Îmi asum ceea ce spun, este un naufragiat politic pentru că faptul în momentul de față el plutește în derivă. Doar iluzia mai este după el că ceea ce a fost, ce va fi, nu știu ce, în momentul în care vă veți trezi la realitate, o să descoperiți cu totul că lucrurile stau cu totul altfel și în momentul în care veți conștientiza forța care o aveți, eu zic că până la urmă PSD-ul s-a aflat în această stare de captivitate în care s-a aflat și Gorjul. Pentru că a fost grupul acela de nici 5% în care se situau și ce gravitau în jurul centrului de putere, după care Partidul Social Democrat era prizonier exact cum a stat și județul Gorj în mine exact. Câtorva inși. Domnul Weber, aș vrea să spun un episod. Ți-aduce aminte când la Crazna, în campania electorală de la alegerile parțiale pentru Senat, l-am găsit pe domnul Costoiu și scosase Călinoiu, oamenii de la pădure, directorii, șefii la Silvic, profesorii, oamenii din primăria Crazna, într-o intersecție la Drăguiești și am apărut din senină așa. Și dumneata erai cu fostul primar PSD-ist, acum este penelist, Aurel Vambu. Și i-am spus lui Costoiu, domnul Costoiu, de ce mergeți cu acest neisprăvit Călinoiu, care a adus prejudici? Da, și a sărit Weber la mine și cu și a spus, domnule Crestu, nu e așa. Credea că oamenii de pe margine o să sară la mine. O să facă revoltă. Ce oamenii mă cunoșteau. I-am întrebat pe oameni. L-ați văzut pe Călinoiu, pe Costoiu și pe alții. Domnul Costoiu, acest domn Ion Călinoiu este infractor. Și dumneavoastră n-aveți nevoie, domnul Costoiu, să vă ducă de mână. Sunteți ministru. Vă rog frumos, dacă vreți să fiți senator, sunteți pe val. Ești și senator. Dacă dumneavoastră veți face pentru Crăznari ceva, eu, Puiu Diaconescu, voi veni aici, voi lua guarna și vă voi felicita. Și m-a întrebat, păi și partidul meu ta ce zice? Partidul meu n-are ce să-mi facă. Pentru că eu, dacă dumneata particip la dezvoltarea economică și socială a acestei comune unde afli acum, eu voi spune realitatea. Din păcate, nici Costoiu n-a făcut nimic. A pornit, a promis un teren de sport, de oină, pentru că Crazna era vicecampioană la oină și este vicecampioană la oină, vicecampioană republicană. Este a doua echipă din România. Vreau să spun că Ion Călinoiu n-a avut bunul simț nici măcar să felicite public odată această echipă de oină de la Crasta. Ca atare, sunt convins că crăznarii au înțeles de ce Aurel Vambu a trecut lângă Puiu Diaconescu. Că până la urmă Aurel Vambu a spus, nu vin la PNL. Vin pentru că Puiu Diaconescu m-a ajutat și în cei 4 ani în care n-a fost la putere cu mine. M-a luat de mână și m-a dus la București la miniștri. M-a dus și am obținut fonduri europene și fonduri guvernamentale. Nu vreau să fac o laudă, vreau doar să transmit tuturora că de asta a fost, a trecut în Vambu. Cred că și Ciocea este omul care s-a convins acum despre Ion Călinoiu. De fapt, Ion Ciocea, pe care îl felicit pentru faptul că este ales pe locul 2, dacă îl vor lăsa așa și dacă îl va ajuta Dumnezeu ca pe 8 să fie achitat din alta curte. Pentru că, indiferent cine m-ar certa la partidul meu, de ce îl lau pe Ciocea? Ciocea este un om care a muncit pentru oamenii de acolo și a muncit și în partid și dară-ți aminte, domnul Ciocea, că acum 4 ani de zile, 4 ani și un pic, când Puiu Diaconescu îl desemnaseră dumneavoastră deputat
din partea Partidului Social Democrat. A ieșit un om pe la spate, din Joben, cu care n-am nimic, Weber. Piere și el acum, poate în același mod, dar nu în defavoarea dumneata. Atunci, acum 4 ani, deputat, trebuia să fim unul din noi care ieșisem în sondaj. Și unul din noi era Puiu Diaconescu, dumneata, și mai era cineva. Aduceți-vă aminte. Sper să înțelegeți că eu, Călinoiu, n-a ținut niciodată nici la dumneata și că a ieșit pur și simplu pentru că oamenii din partid te-au respectat pentru activitatea îndelungă pe care ai avut-o în partid și pentru tot ce ai făcut pentru oamenii din comuna Bustuchin. Iar dacă îți mai aduce aminte, te-am împăcat odată, domnul Ciocea, cu Călinoiu, când ai spus că ești un nemernic și ai trimis o scrisoare. Scrisoare care mi-a lăsat o copie în biroul meu. Acum putem desconspira că nu-ți mai dă banii Ion Călinoiu. Și mi-a lăsat o copie și mie în care ai spus că ești un om de nimic și că dă banii preferențial de la Consiliul Județean Gorj. Vă spun nu să vă fac rău, vă spun doar să vă reamintiți și să știe tot activul din Partidul Social Democrat, toți gorjenii, că eu am fost unul din oamenii care am luptat împotriva acestui îmbuibat timp de vreo 4 ani în interiorul Partidului Social Democrat, care i-am dat peste mâini de foarte multe ori pentru că călca pe legi, călca pe proiecte, pe licitații și așa mai departe. Și am și putea să spun acum, dar n-am documentele necesare și nu vreau să-mi pierd timpul în această seară. Dacă va fi nevoie, voi scoate toate probele pe care le dețin împotriva acestui om care a jefuit pur și simplu prin județul Gorj cu știință și de multe ori poate fără știință, dar prin deciziile proaste și nemernice, să zic așa, asupra județului Gorj. Cred că justiția va fi corectă de aici încolo. Felicitări secretarului de la prefectura Gorj, care nu e rudă cu mine, dar este tizul meu în nume Liviu Diaconescu. Felicitări, domnule Diaconescu, pentru că ai fost amenințat de acest om îmbuibat, nemernic. A avut o atitudine recalcitrantă inclusiv pe posturile media. Sigur că da. De decizia și ai de putea să te întorci acum, să-i faci o sesizare la parchet pentru toate acuzele pe care ți le-a făcut, fiind o hotărâre definitivă și revocabilă. Urmează, probabil. Sigur urmează. Da. Asta poate fi atacată cu recurs pentru că nu e definitivă și revocabilă, după care, după recursul acesta, iar urmează sentința definitivă și revocabilă. Felicitări prefectului de Gorj că nu te-ai corupt și că nu te-ai aplecat. Și domnule, că nu s-a lăsat intimidat în acea perioadă. Și nu te-ai lăsat intimidat, domnule Paraschiv. Felicitări, oameni ca domniile voastre. Felicitări că ai fost drept și în deciziile împotriva PNL-ului cu cei doi primari, dacă așa scris legea, și împotriva oricăruia. Felicitări tuturor magistraților, procurorilor
și polițiștilor, care ați avut curajul de această dată și n-ați dat nup, cum s-a dat în anii anterior, la sute și sute de plângeri penale împotriva acestui domnul Pui Diaconescu, știți că există cerere de revizuire la orice dosar. La orice dosar care s-a dat, nu există cerere de revizuire și se poate fi adus în actualitate fără probleme. Dar i-aș ruga totuși pe polițiștii care au în cercetare de ani de zile dosare de la Consiliul Județean. E o problemă și pentru ei acum. De la unitățile subordonate. Dacă vor da drumul la aceste dosare. De țanguri. Nu-i mai protejați, domnilor. Domnilor procurori care aveți aceste cazuri. Va veni timpul ca DNA-ul să le scotocească și pe astea. Acum se ocupă de corupție din vârf. De aia care au vândut țara. Va sosi timpul să coboare și la Gorj. La Gorj am avut DNA. Din păcate, cei care au operat atunci la Gorj i-au protejat pe Iocălinoiu și pe mulți corupți. Vă răspunde cu toți, eu n-am niciun dubiu. Gorjană. Dar am certitudinea că nu mai au curajul nici cei care v-au protejat să vă mai protejeze, că vor pleca și ei la pușcărie dacă vă mai protejează mult. Doamna director Stăicescu de la Consiliul Județean Gorj, îți atrag atenția în mod deosebit. Nu mai fi arogantă și abuzivă. Ai făcut destule matrapazlăcuri. Ai o casă cu muzeu. Ai vândut-o pe 50.000 de lei fraudulos fiului tău. În primul rând ar trebui să te cerceteze organele fiscale. Probabil dintr-un salariu de bugetar. Dar probabil că a mea este 28 de miliarde din piața mică și la jumătate, adică reevaluată, și plătesc la gară pentru 28 de miliarde și plătesc 800 de milioane pe două construcții la primăria Târgu Jiu, iar dumneata, în mod fraudulos, în mod mincinos și cu declarație sub semnătură privată la notar, sub fals și uz de fals, ți-ai permis să scrii ca să fugi de ani și de organele competente, pentru că probabil n-ai fi putut să justifici averea din o fiului tău cu 50.000 de lei. Adică nici o garsonieră din Târgu Jiu. Nici termopanele fac mai mult decât atâta. Probabil îți va veni timpul și ție să dai socoteală și pentru licitațiile trucate de la laptele și cu cornul. Domnul Pui Diaconescu, am ajuns aproape la finalul emisiunii, o concluzie pe scurt, vă rog. Deci cred că mafia gorjană a primit o lovitură la ora actuală din interiorul partidului lor. Lovitură firească dată de justiție. Așa, până la urmă. Cred că justiția nu mai poate să-i protejeze pe acești mafioți. Nu, anumite elemente de injustiție, nu toată justiția. Erau anumite elemente aservite, care erau aservite pe ierarhia în care o foloseau. Am spus că nu mai protejează, că nu mai pot. S-a ajuns la limita răbdării și a suportabilității populației, în primul rând. Pentru că toate lucrurile au fost vizibile. Multe oții și multe matrapaslăcuri sunt cunoscute de foarte multă lume care nu îndrăznește și n-au îndrăznit să țină piept lui Iocălinoi, lui Iu și mafii conduse de acesta. E suficient că am îndrăznit noi, domnul Pui Diaconescu. Mulțumesc pentru participarea din această seară.
Mulțumesc dumneavoastră, stimați spectatori, că sunteți calificată lângă noi. Rămâneți lângă Tele 3, așa cum ați văzut. De fiecare dată ne luptăm pe toate fronturile împotriva acestui sistem. Să vă spunem adevărul și numai adevărul, adevăr care în primă fază este distorsionat, așa cum ați văzut și dumneavoastră, de către anumite elemente de presă și politice, care în dorința de a-și proteja clanul de interese, acela pe care l-au stabilit în decursul a zeci și zeci de ani de zile, folosesc toate resursele în încercarea de a spune că, domne, noi deținem adevărul, iar nebunii ăștia al alții vă mint sau vă manipulează. Ați văzut justiția și a spus cuvântul într-un mod extraordinar de greu în această săptămână. O să vă rog să rămâneți în continuare lângă noi, pentru că aveți ce vedea. Urmează noi dezvăluire aici la Tele 3 vis-a-vis de perioada următoare care o să urmeze campania electorală. Rămâneți lângă Tele 3. Mâine ne vedem noi de la orele 19. Vă mulțumesc care fi grată că sunteți lângă noi. O seară plăcută și să ne revedem cu bine. Vă rog, mulțumesc și doresc oamenilor din Partidul Național Liberal mobilizare generală, pentru că acești oameni nu vor mai putea conduce destinele Gorjului. Mulțumesc pentru participare. La revedere, o seară plăcută. Taci, taci, dracu, dacă mai scoți un cuvânt, cred că-mi explodează capul. E senator, dai speranță pe la televizor, când tu de fapt vrei doar să furi în viitor. Te acuz, te apus. Abstept și nu comentez ultimele